Neața, astăzi este luni, 6 aprilie, ora 10:53. Eu sunt trează de vreo oră pentru că m-am trezit de entuziasm, fiindcă am primit două mesaje că voi primi două pachete pe care le aștept de la curier. Tot weekendul ăsta m-am rugat să se întâmple așa și sunt tare încântată și din momentul în care am văzut mesajele n-am mai putut dormi, deși m-am culcat pe la vreo 2 și ceva și m-am trezit pe la vreo 9 jumate. Deocamdată nu mi-e somn, dar o să mă apucem mai târziu, nu contează, poate ador și eu mai devreme diseară. Pachetele despre care vă zic sunt unul de la Cupio, care este un pachet ce conține produse pentru unghii. Unghiile mele în momentul ăsta arată absolut groaznic. Aștept să pun un focus pe ele ca să vă explic dacă... Da, nu vă dați seama că nu vrea focus, adică... Victorie după 3 zile de încercat. După cum puteți vedea, sunt foarte crescute. Eu le-am luat foarte mult din lungime, că altfel erau prea mari. Unghia asta mică e cam tâmpită, nu știu că. Dar ideea e că vedeți la unghia din mijloc ceva dubios. Ei bine, trebușoara aia albă este niște super glue, pentru că mi s-a desprins gelul de unghie și aseară am lipit cu super glue pentru că era foarte deranjant și acum dimineața s-a desprins din nou. Mă scoate din minți. Ideea ar fi să nu se rupă gelul de pe unghie, pentru că eu dacă aș îndepărta tot gelul de pe unghiile mele, ar fi foarte sensibile, foarte pilite, că așa se face. Atunci când îți pui gel, ți le pilește destul de mult și practic mai mult de jumate din unghia mea ar fi compromisă și n-aș mai face nimic. Așa că încerc să păstrez gelul aici. Când vin chestiile de la Cupio pentru o jucărie semi-permanentă, o să pilesc foarte, foarte bine. O să las totuși un strat mic, mic, mic de gel, peste care o să pun chestiile cu o jucărie semi-permanentă ca totuși să nu mi se rupă unghiile, fiindcă nu vreau unghii foarte, foarte mici, ar dura vreo 2 luni să se regenereze. Și aș nebuni. Așa că ideea ar fi să nu se rupă gelul de pe unghie, super glue n-a mers, în fine. Mă enervează chestia asta, sper asta să se rezolve, plus că degetul ăsta de aici, că și aici am lipit un pic cu superglue, degetul ăsta este plin de superglue, pentru că eu așa folosesc superglue, îmi lipesc și degetele între ele, e distractiv. Sper să se rezolve, că e foarte enervant. Deci da, un pachet de la Cupio cu produse de unghii și încă un pachet de la Iulia, cea care mi-a mai trimis, cred că 2 pachete până acum. Și sunt foarte încântată, abia l-aștept, cred că sâmbătă l-a trimis și deja astăzi luni ajunge, ceea ce mă bucură maxim, așa că cred că voi filma un clip separat de genul unboxing în care o să desfac pachetul de la ea și pachetul de la Cupio, urmând ca apoi, în funcție de ce îmi trimite ea, să fac poate un first impression în alt clip și produsele de la Cupio poate să fac ceva clip în care ne facem unghiile semi împreună. Problema este că n-aș vrea să... cum să zic, ca prima oară când îmi fac unghiile să filmez un clip întreg despre asta, pentru că nu știu ce fac și aș vrea să fac chestia asta având un tutorial în față, încercând, văzând ce-mi iese, pentru că altfel ar fi un clip lung, plin de ce se întâmplă, what the fuck, nu știu ce, așa că aș vrea să-mi fac măcar o dată unghiile singură și poate apoi a doua oară să le facem împreună pe cameră. Poate să vă arăt astăzi în vlog exact ce se întâmplă. A, apropo, ignorați-mi părul și astea. Am fost la baie, m-am spălat pe față, dar n-am făcut nimic cu părul. Mă cam mănâncă cap, puteți să mi-l prind azi. Trebuie să mă și machiez, fiindcă vreau să filmez destul de aranjată clipul acela. Au unghia. Sper să nu-mi cadă. Da, și pentru vlogul acesta aș fi putut să fac unboxing gurile în acest vlog, dar până vedeți voi clipul ăsta, deja alea sunt pe canal, așa că dacă le-ați ratat, uitați-vă și dacă vă interesează, evident. Am vrut neapărat să încep un vlog, atât pentru chestia asta să vă anunț de pachete și așa. Astăzi e posibil să ne punem și corniza cu draperiile despre care vă povesteam în vlogul trecut. Cu perdeaua încă n-am rezolvat nimic, încă avem fosta perdea, care nu e bună de nimic pentru că nu este finisată, vai de viața ei. Încă n-am dat comandă de altă perdea pentru că am avut așa o pauză în creier, nu știu de ce, pentru că din mai multe motive, sincer, am vrea să ajungem în magazin să ne uităm acolo, dar în același timp știți care este situația, așa că situația e foarte incertă. Eu aș avea mare nevoie de perdea, adică chiar am mare nevoie și o mare dorință să am perdea și draperii. Nu știu ce o să ne facem, habar n-am. Vom afla, probabil, tot azi, azi, mâine. Sper că azi se rezolve și să ne vină un băiat care ne ajută și pe care îl adorăm din acest punct de vedere. Ne-a reparat o grămadă de chestii pe aici și tot astăzi vrem să mutăm oglinda. O să vă arăt și chestia asta. Oglinda mea în acest moment este în sufragerie și aș vrea să o mutăm în hol și să o prindem de perete. Și de asemenea vrem să prindem și tabloul cu Micuț și cu Puf pe aici, pe undeva. Încă n-am decis, avem 2 locuri între care oscilăm, vedea. Deja. Să vedem, sper să aibă timp asta să ne ajute, pentru că îmi doresc draperiile alea din evul mediu. Deci de când ne-am, nu, dinainte să ne mutăm aici, am tot zis că vreau draperii, vreau draperii
și o să se întâmple, ceea ce e minunat. Da. După aceea, alt lucru pe care l-am făcut, practic noi l-am făcut de aseară, dar a fost o neînțelegere. Ieri am văzut pe Food Panda o brutărie, se numește Brutăria Maria și mă gândeam eu așa că e o perioadă nașpa pentru toți și că aș vrea să mai dau din când în când câte o comandă ca să mai susțin micii antreprenori de pe aici, ca să nu dea toată lumea faliment, na, fiecare dacă dă fiecare câte o comandă de 20 de lei, până la urmă și ăștia sunt bani și poate ajută. Și plus că am și un cod pe Food Panda, plus că acolo la oamenii ăștia pe Food Panda, stați că vă și arăt, au foarte multe chestii de astea care par bune. Na, fiind brutărie, vă dați seama, au prăjituri, pâine, chestii din astea. Nu foarte multe, însă sunt faine. Ia să vedem. Să vă arăt. Deci se numește Brutăria Maria. Dacă sunteți în Galați, să vă ajută cu ceva, dacă nu-i doar de curiozitate. Stai să pun cumva camera ca să reușesc să dau scroll. Asta? Astea sunt. Și vedeți că are tot felul de dulciuri, cornulețe, crochețele, foitaje și jos de tot pâine. Și am zis, am pus ieri în coș mai multe chestii așa random. Am pus negresă, ecler, creme și un foitaj, un croissant, două pâini, mă rog, am pus eu acolo foarte multe chestii și am zis, el nu avea cum să livreze, am zis că dau comanda pentru dimineața aceasta, să vină acasă și gustăm și noi din multe chestii, sunt multe dulciuri, sunt multe lucruri în general, două pâini, vă dați seama, și o pâine destul de mare, dar avem cu cine să le împărțim, avem o rudă care stă destul de aproape de noi și în caz că sunt prea multe chestii, le împărțim, dar asta era ideea, că eram foarte încântată și dimineața m-am trezit cumva cu gândul că, mamă, ce mișto, la ora 11 o să vină chestiile astea și o să vedem cum sunt. Aveam de gând să și filmez, ceea ce se și întâmplă, dar vă zic că s-a întâmplat o chestie foarte ciudată, am fost sunată de un număr foarte dubios, nu am răspuns, eu nu răspund la numerele astea străine dacă nu știu că are cine să mă sune, gen am o țară din care știu că mă sună anumite persoane, dar dacă mă sună din Uzbekistanezia, nu răspund, pentru că nu am pe nimeni acolo. Și n-am răspuns, după care primesc mail de la Food Panda că mi-au anulat comanda. Like, why? Am găsit cumva o modalitate să le scriu pe chat. Mi-a răspuns cineva că da, v-a fost anulată comanda pentru că nu ați răspuns la telefon, n-ați confirmat comanda. În momentul în care eu îi zic, păi m-a sunat un număr dubios și de aia n-am răspuns și mă rog, mi-a explicat acolo ceva. În fine, ideea este că după mult chin am reușit să replasăm comanda și acum așteptăm să vină. Încă n-am fost sunată să confirm, stau cu telefonul aici lângă mine panicată ca să nu se întâmple același lucru. Ideea e că am comandat o negresă, un ecler, două creme schnituri, nu știu de voi, dar eu sunt îndrăgostită de creme schnituri, mâncam cu bunica mea atunci când locuiam cu ea, pentru că e o prăjitură pe care o îndrăgea foarte mult și când cumpăra, nu știu dacă știți cum arată un creme schnit în general, e atât de înalt și atât de mare și mâncam amândouă dintr-unul. Puf, dar poți să stai un pic mai nașpa, că mă lovești cu lăbuțele. Așa, și am mai luat și o pâine cu semințe și o pâine cu cartofi. Nu știu cum sunt nici astea, dar o să vedem. Ideea e că abia aștept să ajungă comanda, sper să ajungă, sper să nu se mai întâmple nimic în neregulă. Am plătit cu cardul ca să fie cât mai puțin contact. Acum nu știu că am mai plătit pentru McDonald's odată, am dat comanda cu vreo 2 săptămâni. Am plătit cu cardul și așteptam și scria acolo mare că o să fie o livrare contactless, dacă sunteți de acord ca livratorul să lase comanda la ușă și să plece. Nu s-a întâmplat așa, domnul acela a stat cu noi 5 minute, se vărsase sucul, n-a fost ceea ce trebuia, dar în fine. Și da, asta ar fi treaba. Eu aș... Știu că am primit o notificare. Livratorul nostru a ridicat comanda, e pe drum. Foarte bine. Așteptăm. Aș vrea foarte, foarte mult. Deci dimineața asta voiam să mă trezesc și să fac exerciții, să fac ceva pentru picioare. Ieri am făcut brațe, am un pic de febră, mă cam dor brațele, ceea ce e foarte bine, mă bucură febra. Pufarina, ia uitați la ea. Ce vă jvad, vai, e tare drăguț. Și de asemenea am încercat să pornesc vlogul ăsta din dormitor, fiindcă v-am zis că în dormitor am observat că nu prea filmez. Asta e o bală la gura ta. Super. Da, deci voiam să mă trezesc în dimineața asta, să fac exerciții pentru picioare, apoi să iau un mic dejun, să fac duș, să mă machiez, să mă aranjez ca să pot să filmez. Nu știu dacă am chef să mai fac sport. M-aș ridica din pat să încerc să fac un pic ca să pot să mă duc la duș și să mă aranjez, că nu vreau să mai arăt așa, sincer. Dar, nu știu, cred că o să-mi pun o ganteră. Nu prea am, sincer, nici foarte mult chef. Asta e cam nașpa. Ar trebui să mi se facă cumva chef. A, și încă o chestie pe lângă asta. De sport văd eu dacă fac și duș. O să mă mișc oricum relativ repede. Și o să stau cu telefonul lângă mine, again, să dau sunetul mai tare în caz că mă sună sau ceva. Ca să vină totuși mâncarea. Nu,
seară sau ieri, cred, mi-a arătat, nu, eu am văzut un mem pe Instagram cu ceva, două, da, gata, știu. Deci erau două prințese, printre care și Barbie. Dacă sunteți vârsta mea, probabil erați mici, sâmbătă dimineața sau duminică, vă uitați pe Minimax la desenele acelea cu Barbie, de genul film, adică o oră jumate de ceva, Barbie și aventura ei, nu știu unde, Barbie și Pegasus, Barbie și Sirene, Barbie și așa. Și era un mem cu Barbie și cu o prietenă de ei, mă rog, dintr-un film pe care acum vreau să-l văd, care, mă rog, dansau și ceva și mi-am amintit, am auzit și melodia și mi-am amintit, zic, mamă, ce tare. Și m-am uitat acum dimineața asta să văd dacă aș putea să găsesc pe net filmele respective și ghiciți ce am găsit. Calitate proastă, sunet nu prea bun, dar am găsit. Hai să vă arăt și vouă, am aici pe laptop și da, la cei 22, aproape 23 de ani pe care am de gând să mă uit la Barbie, stați să vă zic cum se numește... Barbie și sărmana croitoreasă, dublată în română. Dați așa, search pe Google și o să vă apară imediat. Are o oră și 25 de minute, sunetul, cum am zis, nu e foarte bun, dar mi-am amintit de copilărie. Și pentru mine chestia asta este tot ce contează. Perioada asta m-am uitat la desene foarte, foarte mult, fiindcă îmi fac zilele mult mai bune și mai ales în această perioadă este nevoie de așa ceva. Da, atât voiam să vă zic. Acum o să încerc să fac ceva din ce v-am zis. O să încerc să fac exerciții, dacă n-am chef și n-am chef, mă duc la duș ca să pot să mă aranjez un pic. O comandă ar trebui să vină până în... nu, amândouă trebuie să vină până în 5, dar una vine sigur după ora 1, așa că cumva mai am 2 ore să fac toate chestiile astea, fiindcă chiar dacă ăsta vine mai devreme, de la Iulia, dacă cealaltă de la copii vine mai târziu, trebuie să-l aștept și pe acela, mă înțelegeți? Și practic am timp 2 ore... În timp să mă și îndop cu crem și nici toate astea, dar eu zic că mă descurc. Ok, ce să zic, sper să fiu productivă, țineți-mi și voi pumnii și să vedem ce facem pe parcursul acestui vlog. Abia aștept să desfac colețelele. Am început ziua de luni destul de bine, mă bucur maxim. Aseară, mă mai zic o chestie și vă las că nu mai uitați gura. Aseară am văzut un film, nu știu dacă știți seria cu familia Fockers, cred. De fapt, practic sunt două familii, dar mă rog, dacă ați recunoscut denumirea, știți despre ce este vorba. Sunt trei filme, eu am crezut că sunt două. Ideea e că sunt genul de comedii, relativ, adică sunt bunuțe, odată ce am văzut pe toate trei, nu sunt rele. Dar eu știam că sunt două, Meet the Fockers și prima nu mai știu ce era. Mai știi cum se numea primul? Da, mă rog, ideea e că e vorba de două familii trăsnite. Un alt mesaj de la Food Panda, pregătește masa, livratorul nostru e la colț. Rapizi, oamenii. Hai să vedem dacă e cu adevărat. Că s-a mai întâmplat să n-aibă nicio treabă, gen am primit comanda și ei încă ne dădeau notificări după ce mâncasem, dormisem, mai trecuse 3 zile. În fine. Da. Și am văzut aceste două filme din serie și ieri sau alaltă ieri am văzut că mai e încă un film, Little Fockers sau ceva genul, în care, mă rog, era vorba și despre niște copii și l-am văzut aseară. A fost bun, a fost amuzant. Vi-l recomand. Perioada asta văd numai comedii pentru că nu mă văd în stare să mă uit la altceva, având în vedere situația. Vreau să văd chestii cât mai relaxate, legere, neserioase, să zic așa, care să nu mă pună să mă gândesc foarte mult. Și astea sunt absolut perfecte. Doamne, cât am putut să vorbesc. Mi-am început ziua bine, ce să zic. Bun, gata, mă ridic din pat. Deși Pufarina nu mă încurajează foarte mult în sensul ăsta. Ia uitați ce față are. Hai, Puf, hai să ne ridicăm. Hai. Oh! Vine omul, ia uitați, Puf e prima. După cum ați auzit, a venit și comanda. Da, cred că ar trebui să găsesc un farfec să deschid chestia asta. Stați așa. Bun. Oh, Doamne, o să cadă, simt. Nu știu de ce încerc eu să fac chestia asta cu camera mână și cu stânga. Bă, ești nebun. N-am. Deci nu. Gata, rești. Stați un pic. Aoleu. Deci avem așa. O negresă destul de mare și pare ciocolătoasă așa. Un ecler. Așa, miroase bine de aici. O pâine, ia să vedem, pâine cu semințe. Da, e destul de mare. Da, e proaspătă. Apoi, cremșnit. Vai, v-am zis, deci uitați-vă un pic, aici sunt două bucăți, una peste alta. Și miroase senzațional. Asta este cremșnitul. Apoi, și nu știu ce am aici. Asta cred că e foitajul. Ia să vedem, foitajul cu spanac și brânză. Asta miros și pe asta, eu miros orice. Da, miroase bine. Și aceasta este pâinea cu cartofi. Da, avem foarte multă pâine, în sfârșit niște pâine mai bună, cum am plictisit de pâine, de aia ambalată, feliată, care e foarte mega plictisitoare. Și da,
Astea sunt practic bunătățile. Ei, 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 mă bucur maxim. Sunt curioasă și de asta, ia stați așa. Nu miroase chiar ca o negresă. Pare că are ceva stafid de nuci prin ea. Da, eu totuși sunt destul de doritoare să fac niște exerciții, adică încă nu m-am lăsat, dar nu știu exact ce o să se întâmple. Doamne, ce unghi am, abia aștept să scap de ele. Pufarina este prima aici, dacă puteți vedea, e foarte încântată. Puf, știi că n-ai voie, băi. Am reușit să fac și câteva exerciții, am făcut duș, m-am dat cu cremă, mi-am prins și părul. Azi l-am prins. Și am un puf mov. Și am venit aici să gust chestii. Nu știu de ce deodată sunt răgușită, n-are sens. Da, și am să le gust cu voi pe cameră, în caz că sunteți curioase. Asta este foitajul cu spanac și brânză. Deja este gustat din ele, pentru că am zis că n-ar vrea să mă aștepte pe mine. Și din ce mi-a zis, mi-am făcut o impresie despre ele, dar vreau să le gust și eu, ia să vedem. Foitajul e bun, îmi place. E cam muscățel așa. Și simt nevoia de apă și simt toată margarina din el pe ciorugurii. Lucru care mă deranjează un pic. Și am simțit nevoia să-mi pun apă. Ați văzut cum dorim apă în pahar, da? Mai puțin în pahar, mai mult pe lângă. Cheers! Hai să trecem la dulciuri. O să gust mai întâi din negresă. Negresă cu ciocolată amărui, așa se numește. Eu sunt fană negresă cu ciocolată. Înghețată. Miroase? Interesant. Îmi place negresa, e bună. Are un pic de alune prin ea. Nu simt că e amărâie. Are mai mult gust de budincă. Un lucru care e fain. Hai să vedem și eclerașul. Nu pare genul meu de ecler, sincer. Are cremă de vanilie interior. E. Miroase bine crema asta. Bun, eclerul nu e 100% pe gustul meu, adică nu e eclerul meu preferat, dar mi se pare un ecler bun. Ciocolata este un pic amăruie, nu foarte. Îmi place foarte mult crema asta de vanilie din el. Am senzația că este aceeași cremă care este și la cremșnit. Și da, acum voi gusta din cremșnit, pentru că, sincer, cred că ăsta o să fie preferatul meu. Vai, miroase senzațional. Dacă nu știți ce este un cremșnit, este o prăjitură, cred că o să mușinea. O prăjitură care are foi și la mijloc foarte multă cremă. Am văzut cremjituri mult mai mari, adică așa de înalte. Dar asta cred că e mai ușor de mâncat. Îmi place foarte mult acest cremjit. Îmi place extrem de mult crema. Și apreciez la el foarte mult că foile astea nu sunt din alea uscate. Sunt foarte bune. Da, îmi plac. Pe locul unui cremjitul. Și după aia îmi plac toate cam la fel, sincer. Vă recomand dacă se zingalați și vrei din astea de brutărie. Eu cred că, uite, pâinea, de exemplu, mi se pare că e foarte faină. N-am gustat-o, dar după cum o văd așa, o să mâncăm probabil azi din ea și vă mai dau update-uri. Asta a fost cu review-ul despre mâncare cu Andreea. Pentru persoanele care mereu îmi scriu comentarii că nu mă suportă când mănânc, cheers! După ce mi-am mănânc un pic aici, o să mă machiez și aștept colețelele cu minte. Sper să ajungă. O să continui să mă uit la desene, activități de umator. Am terminat de filmat, vedeți că m-am și machiat în direct, nu cred că v-am arătat nimic. Am terminat de filmat, mi-au venit ambele colete, deja am reușit să și reorganizez pe acolo prin spate. Să organizez, adică să le adun într-un loc, pentru că sunt mega entuziasmată să mă apuc de unghii. Mi-am scos aici tot ce trebuie, mi-am șters unghiile cu acetonă, fiindcă aveam lac pe ele. Arată deplorabil, am mari emoții, unghia asta o să se desprindă de tot, dar o să încerc să o salvez cumva, ca să nu trebuiască să le scurtez mai mult de atât. Hai să vă arăt ce mi-am pregătit aici. Așa, aici am toate produsele astea, oje, chestiile. Am venit la birou că mi s-a părut cel mai bine așa. Vreau să stau în pat, dar deocamdată, sincer, aș prefera să stau pe birou. Vedeți că am început să-mi pilesc aici cu aceste pile. Astea sunt. Am aici și lampa, acetonă. Sper să mă descurc. Țineți-mi eu pumnii și mă uit la H2 între timp. M-am gândit să vă mai fac un update. Mi-am dat jos gelul, să-i zic, adică culoarea, dar am lăsat puțin gel totuși pe unghie ca să nu las unghia singură și cam așa arată deocamdată. Arată destul de rău, sincer. Mi-am adus aici o periuță ca să-mi îndepărtez tot praful ăsta, că s-a făcut o grămadă de praf. M-am și spălat pe mâini de vreo 2 ori. Și da, acum o să mănânc niște cremșnit, după care îmi continui aici treaba. Hai să vă arăt și la cealaltă mână. Unghia asta era în cea mai nașpa stare și gelul de pe ea încă se desprinde un pic, dacă vedeți, dar sper să țină. Eu chiar sper să trebuiască să le scurtez mai mult și da, vom vedea. Oricum, este o întreagă aventură. Cam așa arată deocamdată, mi se pare suficient gel, dar vedeți că e un strat destul de subțire, adică e unghia mea cu cel mai fin strat de gel deasupra. Și acum urmează să-mi aplic stați așa, să-mi aplic nail bonderul care e primer
Și după aia încep să, ups, să lucrez cu baza asta, cu baza rubber. Nu știu dacă mi-aplic astăzi și culoare pe unghie sau luați doar baza, dar să văd deocamdată cum arată. Vai, țineți-mi pumnii că trebuie să fac apex. Pare că știu despre ce vorbesc, știu cât de cât, dar să vedem și practica. Hello! S-a făcut seara între timp. Am zis să mai vorbesc cu voi în seara asta totuși. Azi a fost o zi dedicată, să spunem, unghiilor. Cred că am stat, nu știu, simt că am stat 4 ore, nu cred că am stat chiar 4, dar vreo 3 sigur, și mi-am făcut unghiile. Acum mă pieptănam. Ar trebui să fac bias pe cap, dar o să fac mâine. Părul meu este destul de gras, din câte puteți vedea. Hai să vă arăt și unghiile. Pe parcursul manicurii mele minunate am întâmpinat niște problemuțe și noroc că o fată s-a oferit să mă ajute pe Instagram. O fată care face unghii și mi-a scris că mă poate ajuta și mi-a explicat ea acolo câteva chestii. M-a ajutat pentru că nu înțelegeam, de exemplu, de ce baza rămâne lipicioasă. Din cauza că baza a rămas lipicioasă, mi s-au lipit toate scamele și topor din casă de unghii. Din cauza acestui lucru, oja nu s-a aplicat cum trebuie și pe sub anumite unghii am... cum să zic, păr și scame și chestia asta se vede nașpa. După aceea am aplicat oja într-un strat mult prea gros și din cauza asta s-a dus și pe cuticule. O să râdeți un pic de unghiile mele, de asta tot e vis să vi le arăt. Ia stați. Așa arată. Vedeți că ele sunt ok și ca formă și ca aplicare, doar că pe lângă este foarte multă ojă pentru că am aplicat foarte mult. Cred că la unghia asta, sincer, m-am prins. Asta a fost ultima pe care am făcut-o. La ea m-am prins că ar trebui să aplic un pic mai puțină ojă. Totuși, pentru că eu sunt obișnuită să lucrez cu formulele alea tipice de ojă, dar astea nu sunt la fel, astea sunt foarte diferite și oricât de subțire ar fi stratul, poți să-l întinzi pe unghie, dar eu credeam că e ca la oja normală, în momentul în care aplici prea puțină, n-ai cum să întinzi ca lumea, dar am aflat că pe unghia asta că se poate, așa că data viitoare o să aplic straturi mult mai subțiri de ojă. M-am distrat și cu... base coat-ul, cu top coat-ul nu m-am distrat cu el, a fost foarte simplu, dar da, asta este problema, în afară de asta e ok, zic eu. Trebuie să am grijă de acum, așa, să nu mai ating, pentru că eu în timp ce făceam unghiile, făceam tot felul de chestii, adică mă plimbam de casă, mai așezam o pernă, mai mă gândeam că nu se întâmplă nimic, neștiind că ele rămân lipicioase între straturi și că doar top coat-ul se usucă nelipicios și da, asta a fost problema. De acum cred că o să-mi fac oricâte o mână pe rând, și pe cealaltă o să pun mănușă, ori cât un deget pe rând, deși la sfârșit cu top coat-ul e mai complicat. Cred că o mână pe rând și pur și simplu mâna aceea stă, o fac, o pun în lampă, o fac, o pun în lampă, în timp ce asta nu este deloc afectată, după aceea finisez o mână și mă apuc de cealaltă. Cred că așa ar fi cel mai deștept, pentru că dacă mi le fac începând de la degetul ăsta, ducându-mă în juci toată mâna, în timp ce fac mâna aceasta și asta stă în lampă, cu asta fac tot felul de chestii și se lipesc toate de ea. Și da, din cauza asta nu știu ce rezistență o să aibă și așa nu sunt foarte sigură dacă am făcut ce trebuie, dar o să aflu, oricum am învățat foarte multe chestii azi făcându-mi unghiile, mi-am dat seama cam ce am de făcut și când o să fac pedicura sunt sigură că o să fie mai bine. Nu sunt sigură încă cât de mult trebuie să pilesc unghia, nu sunt sigură de multe aspecte, dar ideea este că simt că am învățat ceva și chiar dacă unghiile mele n-arată perfect, ce aici pe margine o să se ducă încet încet. Problema este că la unghia asta, de exemplu, când o să se ducă, o să se ducă, cred că, cu jumătate unghie. Sunt curioasă cât rezistă. Eu zic că și timp de stat în lampă am stat destul, ca și formă sunt relativ ok. Nu știu, nu sunt unghii de expert. Imaginați-vă că eu toată viața mea am fost paralelă cu făcutul unghiilor și acum am m-a apucat și pe mine că vreau să fac chestia asta și nu știu de ce aveam cumva impresia că prima oară să-mi iasă perfect și de asta m-am enervat un pic, dar dacă mi-ar ieși, dacă ar ieși oricui perfect din prima, n-ar mai exista cursuri pentru acest lucru și e logic cumva. Da. Asta este ceea ce mi-a ieșit. O să stau așa, cred că o săptămână, două, o să vedem cum se comportă unghiile. În mod normal ar trebui să-ți reziste până la o lună, dar depinde foarte mult de tot procesul. Presupun că n-am făcut totul perfect, după cum spuneam. Așa că voi vedea pe parcurs cum este. S-a luat un pic aici când s-a luat cu totul. În fine, să vedem. Sper doar să nu se rupă gelul pe dedesubt. Asta e tot ce-mi doresc, mai ales la unghia asta. Dar să știți că se simt foarte bine. Se simt exact ca unghiile cu gel, poate un pic mai subțiri. Sunt mai naturale, dacă vedeți, decât sunt unghiile cu gel. Și dacă o să-mi iasă chestia asta și am încredere că am 80% în mine că o să-mi iasă și o să fie din ce în ce mai bine. De acum nu mai depinde de salon, de mers la salon. O să-mi fac unghiile odată la 2-3 săptămâni și o să-mi schimb culoarea cum vreau eu, o să dau ce formă vreau.
Și asta va fi extraordinar. Probabil cât de curând, peste vreo 2 săptămâni, o lună, să vedem în funcție de asta, o să-mi dau și o comandă pe Melchior, pentru că am pus ochii pe niște culori. Am văzut un roșu frumos, un albastru, am senzația că v-am mai zis chestia asta sau v-am zis în clipul, în clipul de azi cu Cupio. În fine, dar am văzut acolo și am văzut că e 30 de lei oja mică de 4,5 ml și într-adevăr, dacă stai să te gândești, e un pic mai scump pentru că, adică e clar mai scump pentru că astea de la Cupio, 50 de lei primești 15 ml, adică e diferență foarte mare, însă teama mea numărul 1 este că folosindu-le doar eu, să nu cumva să se strice sau să expire. Am văzut că au 12 luni de la deschidere valabilitate și mă gândesc că o să rămân cu ditai borcanul de ojă desfăcută și nu o să mai fie bună. Nu știu, spuneți-mi și voi, cele care vă pricepe și aveți oje semi-permanente pe acasă sau pe la salon, ele se strică la un moment dat sau poți să le folosești până le termin? Pentru că, de exemplu, ojele normale, știm cu toții, la un moment dat se îngroașă și se fac nasoale și nu mai ai cum să le folosești, n-ai ce să le mai faci, trebuie să le arunci. Și mă gândesc că acelea se strică pentru că se usucă la aer, dar astea uscându-se la lampă, atâta timp cât nu le pui sub lumina soarelui sau în lampă, n-ar trebui să se usuce. Dar aș vrea, vă rog și părerea voastră, dacă se poate, chiar m-ar ajuta foarte mult. În afară de făcut unghii, am mai rezolvat astăzi 3 mari probleme. Una, o vedeți în spatele meu, o problemă care a fost rezolvată, și anume avem corniză cu draperii, draperii care sunt un pic boțite, cei drept, dar nu am avut niciun chef să le calc. Nu este atât de rău, zic eu. Arată foarte, foarte fain. Acum este noapte, este ora 10 seara și le-am tras pentru că le-am tras, nu mai avem nevoie să vedem afară. 1 și 2 dimineața să nu ne mai deranjeze soarele, pentru că pe mine mă deranjează uneori. Pentru că se vede și în cameră. După aceea am pus tabloul cu pufi și cu micuți pe perete și am mutat oglinda care era acolo în hol. O să iau camera și o să vă arăt. Aici am pus tablou, dacă nu vă dați seama, sunt, stați că nici nu știu cum să vă arăt, sunt aici lângă birou. Așa, ne-am gândit să-l punem aici ca să-l vedem totuși, e foarte, foarte, foarte drăguț. Acum hai să mergem să vă arăt și oglinda. Ca să vă imaginați, astea sunt toate chestiile care trebuie reciclate, sunt cutiile de astăzi, cea de la Cupio, de cea de la Iulia și tot felul de lucruri de care nu mai am nevoie, ambalaje și chestii de genul. Și aici, stați că ar trebui să aprind cumva lumina. Am aprins lumina din hol până la urmă. Așa, aici am mutat oglinda. Suntem lângă dulap și am pus oglinda aici, după cum puteți vedea, și îmi place foarte mult că am o oglindă mare care stă lipită de perete și care nu mai mă deformează, pentru că ea înainte stătea sprijinită de perete și fiind cumva stând așa, nu dreaptă, m-arăta cumva deformată și nu-mi plăcea, dar așa mi se pare absolut extraordinară, plus că îmi place faptul că pot să mă văd înainte să ies din casă și, nu știu, nu mai trebuie să intru încălțată până în casă, lucru pe care oricum evitam să-l fac, pentru că nu este deloc igienic. Și da, mă bucur foarte mult. Acum mă văd și când ies din baie și parcă mărește aici un pic spațiul, mă văd după ce mă încalț, mă bucur foarte mult, îmi place mult cum este aici oglinda aceasta, mă deranjează că nu prea e foarte multă lumină, dar ne descurcăm. Și da, astea sunt cele 3 schimbări majore pe care le-am făcut azi în casă. În rest, încă nu s-a rezolvat problema perdelei, urmează zilele astea să decidem ce facem și nu știu ce mai facem exact zilele acestea. Deocamdată ne-am concentrat pe a gusta dulciuri pe care aproape le-am mâncat, să știți, și pâinea. Vreau să vă recomand foarte mult pâinile. Avem una cu semințe și una cu cartofi. Pâinea cu semințe este extrem de bună și cea cu cartofi, deci dacă sunteți din Galați, vă recomand să vă luați pâine de acolo, pentru că este și proaspătă și cumva vă vine și acasă. Puteți să comandați și 2-3 dulciuri, dacă vă interesează, nu știu, dintre brutării, eu chiar o recomand pe aceasta. Din ce am înțeles, e undeva în Țiglina? Parcă așa scria, nu mai știu sigur, dar oricum livrează în tot orașul. Cam atât pe seara aceasta. O să mă duc și eu să mă demachez. Poate fac și un duș, deși am făcut și dimineața, dar dimineața, mâine dimineața, nu cred că am de gând să fac sport și cred că o să fac duș din seara asta. Ați auzit asta, micuț? Ce-i pățit? Ce-a fost minunatul ăsta dubios? Da, ok. Da, ne auzim probabil mâine, poimine, nu știu ce o să se mai întâmple. Deocamdată atât cu ziua de astăzi, fac duș și ne punem și noi la televizor, la ceva pe Netflix, nu știu, după care somn și vedem ce se mai întâmplă, ce lucruri uimitoare și extraordinare se mai întâmplă. Azi am avut o zi foarte bună datorită pachetelor pe care le-am primit, mâncării, faptul că mi-am făcut unghiile, faptul că am rezolvat cele 3 probleme. Sper să fie și mâine la fel. Hello! Stați un pic că trebuie să ajungă... Ai prins-o? Astăzi este marți, ora 2, eu m-am trezit pe la vreo 10, aseară am vrut să mă uit la Humor, dar am căzut
să mă la reluare, adică la, pe Antena Play. La 12 ceva m-a luat un somn, am luat-o pe puf în brațe și dă-i somn, n-am mai rezistat. Și m-am trezit pe la 10 și de atunci m-am machiat, am editat jumătate de clip. Vreau să postez astăzi un bonus, practic, pentru că este marți și am filmat când am fost la Penny săptămâna trecută și am acolo câteva minute. Astăzi am dat comandă pe Glovo și o să vin, așa că o să completez, oricum ați văzut deja acel clip. Și da, cu asta m-am ocupat, mi-am pus și mult ulei în păr și multă mască și mi-am făcut un coc aici, nu e ud părul, e doar îmbibat în tot felul de produse. Și când am dat comandă pe Glovo, am dat comandă și de mâncare și ne-a ajuns mâncarea chiar aici, că de asta a și fugit Puf, a venit omul de la Food Panda și Puf a prins ocazia și a fugit pe ușă, pentru că asta face mereu. Și hai să vă arăt ce ne-am comandat. Ne-am comandat prin Glovo fructe, legume, pulpe, chestii ca să pot să fac eu ciunaman și, mă rog, mâncare. Și comanda, din ce am înțeles, o să vină în 2-3 ore pentru că e destul de aglomerat și am zis că să dăm comandă să nu depindem de ea. De asta ne-am dat comanda de mâncare. Am avut, cum am zis, și voucher pe Food Panda și ne-am luat de la un restaurant nou, un fel de firmă din asta de catering și am, nu știu, cu 24 de lei am luat super multă mâncare, am luat ciorbă, am luat tochitură, nu știu cum sunt. Sper să fie bune, să vă arăt și vouă. Mi se pare că în vlogul ăsta este vorba despre unghii semipermanente și mâncare foarte mult. Apropo, așa arată unghiile mele după ce a mai căzut ce e în jurul lor aici, oja asta care e foarte în exces. Și arată un pic mai bine, n-arată ideal, dar pentru prima mea manicură cu ojă semi, eu cred că nu este dezastruos. Mă așteptam să fie alte probleme, în niciun caz asta. Mă gândeam că o să fie unghiile prea groase sau nu o să fie nivelate ca lumea sau o să aibă o formă ciudată. Dar nu, problema este că m-am dat eu cu prea multă ojă, nu știu de ce. Da, gata, hai să vă arăt ce mâncăm. Aici mă uitam eu pe Melchior la tot felul de oje și chestii. V-am zis că n-am de gând să dau comandă acum, dar da. Aici este mâncarea, o scot din pungi și fart. Bun, am despachetat toată mâncarea, dacă o să ziceți că este foarte multă, aveți dreptate. Aici sunt două porții de ciorbă de fasole cu afumătură. Miroase foarte bine, de când am scos capacele, miroase extraordinar. Aici e o pisică foarte pofticioasă. Doi popanași ca desert, o tochitură și șnițel cu cartofi. Și pe toate astea am dat 24 de lei. Dar sunt prețuri foarte bune, gen ăștia au fost 5 lei, ciorba a fost 7 lei, tochitura tot pe acolo, adică e super ok ca preț. Cartofii 3 lei, nu sunt foarte mulți, nu știu exact cum sunt, am gustat un cartof, pare ok. Am primit aici un mujdei de usturoi și multă pâine, de pâine chiar nu aveam nevoie fiindcă avem de ieri. Dar asta este ceea ce mâncăm noi pe parcursul zilei, probabil să și rămână. Cred că asta va fi cumva ca cină și asta ca prânz, nu știu. Sunt curioasă cum e mâncare, revin cu update-uri. Am zis să intru să vă și arăt despre ce restaurant este vorba, Advila Catering, așa se numește. Și aici, pentru mic dejun, ciorbea asta aici pe care am luat-o noi. Porție de cartofi prăjiți. Vedeți, cam astea sunt opțiunile, astea sunt prețurile. Așa, piept de pui, pulpe, ceafă, pârjoare, pe asta am apăsat acum din greșeală, cârnăciuri, macro. Vedeți, opțiunile sunt foarte multe și la deserturi clătite și papanași, chestii de băut. Da, să vedem dacă merită. Neața, cred că e miercuri, da, e miercuri azi, ora 10 dimineața, abia m-am trezit, am venit de la baie, abia mi-am făcut skincare, m-am spălat și sunt așa încă adormită. Azi noapte am adormit pe la vreo 4 pentru că nu m-am simțit bine, nu știu de ce, mă durea stomacul, nu m-am simțit deloc bine, poate din cauza faptului că am mâncat un șnițel pe la vreo 8 seara, dar n-am înțeles de ce mi-a fost așa. În fine, ideea e că până la 4 și ceva n-am reușit să adorm, adică tot adormeam, mă trezeam, adormeam, mă trezeam, adormeam, mai mult stăteam în fund ca să pot să adorm. M-am arăt senzațional dimineața, aici și lumina asta puternică, am și nasul roșu, ca așa e dimineața și mare. Pisică la litieră, poate vă era dor. Și acum a sunat alarma la 10 și m-am trezit pentru că am de editat. Voiam să fac în dimineața asta și niște sport, să-mi fac fandările, dar o dată pe săptămână fac fandări. Practic eu de 2 ori pe săptămână fac picioare și de 2 ori pe săptămână fac brațe. Și astăzi aș vrea să fac fandări pentru că acum vreo 3 zile am făcut genoflexiuni. Și n-am făcut foarte mare febră, pentru că de la genuflexiune apare nu fac febră. Nu știu câte trebuie să fac ca să fac febră, de la fandări fac febră. Și ideea este că nu mă simt în stare, adică m-am trezit fix pentru că am de editat clipul de astăzi, unboxing-ul, la cele două colete. Și nu știu,
Acum mă simt bine, nu mai doare stomacul, acum e foarte cald, nu știu ce m-am băgat cu halatul ăsta peste pijama, că e foarte, foarte cald afară, e primăvară, clar. Și da, nu cred că o să pot să fac sport în dimineața asta, fiindcă mă simt așa, ideea e că mi-e super foame, mă roade stomacul și vreau mai întâi să mănânc, cred că, niște fructe. După aia stau vreo jumătate de oră și pe aia mi-am micul dejun și în timpul ăsta o să editez. Aș fi vrut foarte mult să fac sport și eu dacă nu fac dimineața, după aia nu mai fac în restul zilei. Dimineața mi-e cel mai bine să fac, pentru că după aia fac și duș și după aia văd de zi. Așa m-am obișnuit. Oare cine e atât de isterică la litieră dacă nu puf? O cunoaștem. Voiam să vă fac așa un mic update cu fața asta. Proastă idee. Despre ce s-a mai întâmplat ieri. Ieri am mâncat, mă rog, mi-a venit comanda de pe Glovo și dacă mi-ați văzut clipurile anterioare, într-una din ele vă prezentam ce mi-am cumpărat de acolo și dacă l-ați văzut, ați văzut și ce s-a întâmplat cu toată dezamăgirea, cu faptul că n-a venit ce trebuie, că unele produse erau stricate, că alte produse nu erau ce trebuiau să fie, ce am comandat noi, practic. După aia a fost și o diferență de preț, noi am plătit 99 de lei și pe bon scriau că sunt doar 83 de lei. Multe persoane mi-au scris acolo în comentarii că da, e diferența de preț, adică diferența aia de preț înseamnă transportul, dar oamenii apare nu ascultă, pentru că eu în clip am zis că noi am avut transport gratuit pentru acea comandă, fiindcă am folosit un cod. Așa că asta era chestia. Uneori am situația că oamenii nu mă ascultă când vorbesc, în fine. Și deocamdată nu s-a rezolvat nimic. Am trimis mail-uri, am așteptat să ne sune și nu ne-a sunat nimeni, nu s-a rezolvat nimic, banii încă nu i-am primit, produsele au rămas tot cu alea greșite, așa că Glovo, bye-bye din punctul meu de vedere. Astăzi cred că vrem să încercăm prin Bringo, ori astăzi, ori mâine. Aș vrea astăzi pentru că aș vrea să fac o supă, sincer, și n-am tot ce-mi trebuie. Și prin, e mișto la Kaufland, la Carrefour, pentru că prin Bringo poți să comanzi de la Carrefour. E foarte mișto că au extrem de multe chestii de ronțăit. Pentru noi Carrefour întotdeauna a însemnat fructe, produse pentru micul dejun și chestii astea de ronțăit, gen de la semințe, la lune, la toate astea, pentru că au o foarte mare diversitate. Și de obicei nu plecam de acolo cu chestii pentru gătit neapărat, cum plecam de la Kaufland sau de la Lidl, ci plecam cu gustărele din astea. Și eu mi-am pus deja în coș foarte multe chestii. Aseară pe la ora 8 și ceva am finalizat un coș de vreo 100 de lei. Astăzi o să mai adaug chestii și cred că o să dau comandă, să vedem cum este. Mi-ați recomandat multe prin comentarii să renunț la Glovo și să merg pe Bringo, dar nu am nici în ăștia încredere 100%, pentru că greșeli se pot face. Înțeleg că e o perioadă aglomerată. Apropo, am primit și comentarii de genul că așa trebuie dacă nu te duci în supermarket. Deci nu te duci în supermarket să-ți faci tu cumpărăturile? Că așa trebuie să spună chestii stricate. Deci mă gândeam, oare unii oameni îmi scriu de pe altă planetă? Sau din viitor? Sau din trecut? Ideea ar fi să ieși cât mai puțin din casă și asta încerc și eu. Adică, plus că eu, prin jurul meu, nu am toate supermarketurile. Deci dacă vine să credeți, Puff este încă la baie, în litieră, de cred că 3 minute sau ceva, pentru că e isterică. Are și ea probleme de personalitate, văd că s-a oprit. Așa. Eu în jurul meu n-am toate supermarketurile din lume și nu mă duc în cealaltă capăt al orașului ca să ajung la Carrefour. Adică, pe bune, plus că am un profil lângă mine care și-a mărit prețurile enorm și nu merită. Da, încă e litieră. Oh my god, puf! Nici nu pot să țip că doarme cineva în dormitor. Da, deci de la Profi nu mai cumpărăm pentru că și-au mărit prețurile prea mult și nu mi se pare că merită. Și mai am aici un Penny care este ok, astea fiind cumva cel mai aproape, cumva. După aia mai este un Carrefour, dar e mai departe. Iar Kaufland-ul și Carrefour-ul ăla mare, nicio treabă, sunt departe și n-am cum să ajung efectiv. Și mi-este dor de alimentele din Carrefour și din Kaufland, pentru că noi cumpăram frecvent de acolo și consider foarte, cu foarte multă înverșunare că n-ai cum să trăiești și să mănânci doar dintr-un supermarket sau din două. Adică noi făceam mereu o combinație. Săptămâna asta mergeam în două, săptămâna viitoare mergeam în alte două și tot așa. Nu pot trece peste cum arată fața mea. Și peste pisica asta din litieră pentru a 15-a oară. Da, și asta este motivul pentru care cumpărăm în aceste aplicații, plus că trebuie să minimizăm cât mai mult ieșirile din casă, nu despre asta este vorba, ca să trec o dată perioada asta să ne reluăm toți viețile. Deci întrebările de genul de ce nu ieși din casă, să te duci tu singură, mergi, ce ți se întâmplă, nu le înțeleg. Mă gândesc că oamenii, unii dintre ei sunt foarte plictisiți și probabil de asta scriu comentariile. Da, în fine. Asta vreau să vă anunț, faptul că Glovo n-a rezolvat absolut nimic. Da, micuț, știu, a venit micuț la mine, nici am înțeles ce se întâmplă. Thank you.
Sunt aici în editare, am terminat de editat clipul, are până acum are 38 de minute și trebuie să trec din nou prin tot și să mă uit la el. S-a întârziat destul de mult, e deja 2:30. Da, trebuie să mă mai uit la el, după care până a exportat și până la 5-6 e pe YouTube. Dar până să mă uit la el vreau să, adică am făcut o pauză pentru că vreau să finalizez comanda pe Bringo. Vă ziceam că m-am plâns de Glovo și că mai multe mi-ați recomandat să comande pe Bringo și practic să comande la Carrefour. Și m-am uitat aici, de-aseară vă povesteam, la ora 8 mi-am pus în coș și acum vreau să continui coșul, m-am uitat deja și mi-am pus aici, vedeți, fructe, legume. Am văzut chipsurile astea de stai, dau înapoi. Chipsurile astea din orez, care sunt foarte bune. Am avut, nu am avut de la Carrefour, ce-i drept, dar am avut luate din DM și îmi plac mult, adică sunt foarte gustoase și am luat o variantă din asta cu brânză și o variantă cu smântână și ceapă. Am luat două feluri de arahide, astea sunt cu caramel pentru el și astea sunt pentru mine să mai mănânc uneori. Mi-am luat 3 pungi de semințe din astea mai mici ca să mai runțe din când în când, fiindcă îmi plac sărățele, alune, arahide în ciocolată, miam, miam. Știți că vă ziceam că de aici noi ne facem mereu provizii în ceea ce privește lucrușoarele de runțăit și cumpărături din astea mai puține. Dar ați văzut că am luat multe fructe și legume pentru că am găsit multe mișto. Tot felul de alune, batoane, cereale. Mi-am luat o pungă de cereale cu cacao din astea Viva, care îmi plac mie foarte mult. Și am văzut că au și din astea cu scorțișoară, de care știu că am mâncat. Mâncam la un moment dat în liceu în fiecare dimineață, dar n-am mai mâncat și nu mai știu dacă îmi plac. Și o să iau o pungă. Am găsit gustare cu ovăz. Asta este cea cu ciocolată și asta e cu zmeură. Am luat 3 și 4 bucăți pentru că nu am mai găsit la Profi. Eu îmi luam de obicei din Profi. De o lună sau ceva nu am mai văzut. M-am gândit că le-au scos de pe piață, dar le-am găsit la Carrefour. Așa că uite-le, mi-am pus în coș, am luat niște clătite, sunt clătite belgiene dulci și nu au poză, dar bănuiesc că sunt cele care sunt făcute deja. Am mâncat la Corina și sunt foarte bune, luase ea de la Carrefour, dar nu de la Carrefour-ul din mall de unde comand eu acum, ci de la Carrefour Market și am căutat să văd dacă sunt și aici și din câte se pare sunt, așa că sper că astea sunt, sper din suflet. Foarte bune, neuleioase, dulceci, cu dulceață extraordinare și sper că azi vor fi. Am luat pătrunjel verde 3 bucăți pentru că vreau să-l toc și să-l pun la congelator. Am făcut ceea ce mi-a sugerat una dintre voi. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-a scris această sugestie să toc pătrunjelul și să-l pun la congelator. Pentru că dacă stau să mă gândesc cât pătrunjel am risipit din cauza faptului că cumpăram o legătură, foloseam puțin, lăsam în frigider să o filea și trebuia să-l arunc, nici vreau să mă gândesc, așa cu congelatul este senzațional. Am luat o înghețată, din asta aruncă e foarte bună și un amestec pentru ciorbă, ăsta e ciorbă de perișoară, dar sunt foarte multe legume și mă gândeam că o să fie mișto pentru viitoarele ciorbe pe care o să le fac, unde o să pun și leuștean, că și pe ăsta vreau să-l toc și să pun la congelator. Și în fine, ciupercile le iau pentru el pentru că zicea că e poftă, cartofii dulci, n-a știți de ce. Aici portocale, 2 kg, că mai avem, cred că o portocală, sper să fie mango bun, nu iau ananas, iau suc din asta care seamănă, e exact suc de ananas tors, poate e, deși nu cred că e trecut prin procese din astea de căldură, pentru că încă pișcă foarte tare la limbă și ananasul dacă îl fierbi nu te mai pișcă la limbă și asta încă pișcă destul de tare. Mă rog, și asta este comanda, prețul total este 238 de lei, cumpărăturile vedeți cum sunt, plus shipping-ul și da, să vedem dacă o să mai completez cu ceva, pâine avem, trebuie să mă mai uit un pic, trebuie să mă mai gândesc, au foarte multe produse față de Glovo și sper să vină azi comanda, eu o să mă apuc să gătesc ciunama pentru că am ceea ce îmi trebuie și mai pe seară o să fac și supă când o să-mi ajungă și lucrurile astea ca să pot să completez. Asta voiam să vă spun, voiam să vă arăt și voi exact ce mi-am pus aici în coș, acum mă întorc la editarea mea ca să pot totuși să finalizez clipul să-l vedeți. Și ne auzim pe parcursul zilei. E în jur de 6 ceasuri și a venit Bringo. Am și filmat un haul pe care o să-l vedeți mâine, poi mâine, nu știu când postez vlogul ăsta, când postez clipul acela, dar știu că vreau să le postez cumva mai întâi pe ăsta, apoi pe acela. Am aici lista cu toate cumpărăturile, totul este super ok, în afară de o înghețată topită, totul este perfect, dar dacă vreți mai multe detalii, vine clip cu haul, cu tot ce am cumpărat de acolo. Nu eram sigură dacă să introduc haul-ul în acest clip, dar am zis să-l fac separat și să-l pun ca bonus într-o zi, ca să avem mai multe clipuri. Și în seara asta, ca să încheie acest vlog, cred că o să facem o supă împreună, o să bucătărim, că și așa am primit un comentariu că să fac rețeta mea de ciunama și m-am gândit azi când am gândit dacă să fac chestia asta, dar sunt foarte basic la treaba asta, adică pur și simplu am fiert 3 pulpe, după aia le-am pus în tigaie, le-am călit un pic de ulei de măsline, după care am pus smântână, un pic de sare și atât. Adică asta e tot. Am citit pe net că sunt oameni care pun
ceapă, usturoi, pun tot felul de condimente, pun făină. N-am zis niciodată de ce trebuie să pui făină în ciulama, că mie îmi place foarte mult cum iese și așa. Și asta a fost rețeta mea de ciulama. Aș fi pus și pătrunjel, dar am primit abia acum. Și da, aici sunt în pat cumpărăturile, trebuie strânse. Dacă vreți să vedeți ce am cumpărat, o să vedeți în acel clip. Și da, acum o să pun la loc tot ce am cumpărat aici. Și o să mă apuc peste vreo oră, două, nu știu pe ce ceasul. O să mă apuc de supă, cred că peste vreo oră, ca să nu fie totuși gata la 12 noaptea. Și o să facem supă împreună, după care închei acest vlog. Hello! Vreau să mă apuc de făcut supă. Puteți probabil să vedeți aici expoziția anuală de căm filtrante. Am pus camera așa ca să nu mai țin în mână, mi se pare mai simplu. Mă rog, aici un pic de dezordine. Ideea e că vreau să mă apuc de făcut supă și... Suspans. O să pun în această oală să fiarbă pulpele. Am folosit 3 pulpe de aici astăzi să fac ciulama. Mi-au mai rămas 3 pe care o să le pun la fiert. O să le pun să fiarbă și o să schimb prima apă, după care o înlocuiesc și încep să pun din legume, ceapă și ce o să mai pun eu, dar deocamdată o să umplu oala cu apă. Am zis greșit că o să o umplu, nu o umplu, am pus apă cât să acopere pulpele, pentru că oricum o să schimb apa asta. Acum aprind focul, o să pun la focul cel mai mare, pentru că mi este sincer extrem de lene. Cred că trebuie să aprind lumina, așa? Extrem de lene să aștept, așa. Le las să fiarbă până când o să se facă aici plin de spumă toată oala. După aceea schimb apa și fac ce v-am spus. Așa, au fiert pulpele, le-am schimbat apa, am scos pulpele și le-am dat pielița jos și ce mai era. Și acum am pus din nou la fiert și am tăiat o ceapă în două, pe care o să o pun aici în oală și o să o scot la sfârșit, pentru că eu nu las ceapa de obicei, nu știu cât apă să vă zic că am pus la habar, n-am. Și încă o chestie, nu știu dacă v-am zis, dar eu fac supă cu găluște, este prima oară când fac chestia asta. Am văzut o rețetă pe net de găluște, ceva de un ou de 70 de grame și niște griși. O să încerc, dacă o să iasă tar, măcar știu că nu-mi ruinează practic toată ciorba, dacă ies găluștele tare, aia e situația, dar eu o să mă străduiesc. Bun, acum o să mă apuc de curățat și tăiat în continuare legumele și după ce fierbe apa, o să încep să adaug cartofi, morcovi. Și, mă rog, țelina cred că o să încep să o pun de acum și aia este, așteptăm să-i fiarbă, este extrem de simplu, dar extrem de gustos. Acum vreau să mă apuc să fac găluștele. M-am uitat la un tutorial și am citit o rețetă pe net și în principiu avem nevoie de un ou de griș și de sare și toată șmecheria la această rețetă de găluște, ca să nu iasă extrem de tare și nașpa, cred că nu vedeți foarte bine că stau în lumină, este să măsori, să cântărești oul și să pui aceeași cantitate de griș. Eu nu am cântar nici de bucătărie, nici în general, așa că o să mă descurc naiba știe cum, o să fie foarte interesant. O să spar pur și simplu, cred. Așa, pe care trebuie să-l bat cu sare. O să bat acum oul până se lichefiază. Acum am văzut și eu ce am citit pe net. Bun, și acum tot ce urmează este la vrăjeală, adică pur și simplu aproximez eu. Tipa în videoclip avea un ou relativ mare care avea vreo 60 de grame și a pus, din ce am văzut, parcă 4 linguri, ceva de genul acesta, într-un castronaș, mă rog. Oul meu a fost un ou destul de mic, așa că eu cred că o să pun 2 linguri jumătate, așa m-am gândit. Și trebuie să le adaug în ploaie în timp ce amestec. Bun, am amestecat suficient. Acum o să las pur și simplu toată chestia asta aici să se odihnească, o să pun o farfurie deasupra și să ne rugăm, da? Vreau ca toate gândurile pozitive să meargă către acest castron. Așa, am un update trist, nu mi-au ieșit găluștele. Compoziția aia foarte dubioasă, am pus un pic aici să văd ce se întâmplă, s-a sfârmat și acum practic am un pic de gălușcă împrăștiată peste tot. Asta a fost șoricelor puf și m-am enervat, așa că am pus niște fidea. Din aia pentru supă, gen sub formă de rotocoale, vă arăt dacă e. Și mai lasă fiarbă un minut sau două că e gata. Vedeți că deja s-a desprins carnea de pe os, atât de bine e fiartă. Și am pus și niște pătrunjel, am tocat aici cele 3 legături de pătrunjel pe care le-am luat azi prin Bringo. Și am aici și legătura de leuștean.
Și vreau să le pun la congelator. Pe acestea o să le pun într-o pungă și le pun la congelator și le mai, o să mai folosesc când mai am nevoie. Da, ideea e că sunt tristă, chiar mi-era poftă de găluște, de cum nume și nu știu, o să mai încerc alte dăți. Nu-mi pare neapărat rău de ouă ăla și de grijă, deși oricum nu-mi place să fac risipă, îmi pare rău de faptul că mi-e poftă și că nu o să mănânc supă cu găluște în seara asta. Dar măcar mănânc supă cu legume și cu paste. Și așa arată rezultatul final, două porții de supă cu găluște, fără găluște. Am luat carnea de pe pulpe și am pus-o așa, n-am mai pus cu tocos în castroane, mi se pare mai simplu. N-am gustat încă, dar bănuiesc că este bună, arată foarte bine deocamdată. Acesta a fost și vlogul meu, voiam să vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și să vă urez o zi frumoasă și abia aștept data viitoare când voi posta. Vă mulțumesc că v-ați uitat, ne revedem data viitoare, pa!